Nene, te salut, ai cu bună dimineața. Vin dincolo, dinspre Prundul Bârgăului și merg către Ilva Mică. Mă duc mai exact la Nepos. Deci, nene, vreau să spun că aici este absolut minunat. Cred că am mai mers odată pe drumul ăsta, dar de mult când încă se lucra la el. Deci este, ia uite, ci că nu plecați fără un pește viu. Opa, e cu peștișor pe aici. Deci, fii atent, strada strâmbă. E logic că e strâmbă, că e plină de curbe. Fii atent ce faci, se vede sus acolo muntele. Mamă, deci, hai de capul meu, superbă zona asta. Ia uite ce bine s-a pus și omul ăsta aici lângă apă. Uite, are păstrăvărie aici ceva, mă. Aha. Deci este absolut minunată zona asta. Avem o Românie absolut fenomenală. Hopa, încet, că aici e cu noroi, cu dalea. Dă-te un pic mai încolo. Strada strâmbă. Bun, tot înainte, continuăm. Fii atent ce fain, din alea vechi, știi? Veche, dar a pus o parabolică. Păi a pus dacă trebuie. Foarte frumos, foarte frumoasă zona. Am văzut tot felul de case din astea mai noi, ca să zic așa, știi? Probabil că au mai venit băieții de pe afară și au investit pe aici, nu? Știi cum e? Tot acasă te trage pământul, uite mioarele, a? Simți mirosul ăla de fân? Oi, mamă! Ia uite ce frumos, acolo, peste pârâu. Fii atent că e până sus, acolo sunt case. Aici mai tare e câte un copacel. Da, aia. Dar fii atent încolo ce fain se vede muntele. Pe aici trece apa. E super fain în zona asta. Îmi place că au făcut drumul, înainte era numai pietroaie, numai foarte greu puteai să circul pe aici. Hop. Am și marfă și nu prea pot să mă întind, fii atât. Mamă, ce bine ai stat într-o căbănuță pătre copaci ăștia pe aici. Știi când am fost pe aici? Când lucram la ăștia cu farmacia. Doamna Marcela, luați de aici, din toată inima mea. Ilva Mică, 3 km, n-ai să crezi, a deschis porțile, băgăm înăuntru? Nu, mergem mai departe. Op, încetuți. Ia uite camionul, frate. Truckisberry, uite, vezi? Din ăsta mai nou, stai ușor cu Mercedes-ul, să nu dărâm femeia, frate. Cu volan pe dreapta l-ai schimbat? Ce ai fi făcut? Cum ai ajuns acolo cu volanul? Cred că era mai fain să pună volanul pe mijlocul. Serios, așa mi s-ar fi părut mai fain. Au, ce frumos și-a făcut. Drăguț. Opa! Mai sunt și gropicele. Mamă, ce bine te bate soarele aici, nene. Temperatură 0 grade, e perfectă dacă stai la soare și îți bei cafea, e absolut minunat. Am o mașină în spate și aș vrea să se ducă, să nu-l mai țin aici, că eu merg mai încetuț. No, dacă vrei, poți să-i dai. Uite, mă, că și aici aveți, se ocupă oamenii și cu animale, uite. Încă scrie acolo, cumpăr vite. Păi, găsești la București. Probabil că le îngrașă sau cine știe ce le face și le duce la abator, știi? Uite, e Cedric Ritius din ăsta de cară pământ. Fii atent, te uși pe scară și îl pleacă singur.
Stai, ține-l acolo, bre, un pic. Ăla, da. Uite-mă, pe aici, frumos, cu apă, cu tot ce trebuie. Și noi cumpărăm apă la bidon. Ui, ce amenții suntem. Aveți că e electrificat, nene. Clar că nu au gaz. Nu cred să aibă gaz. Deși, uite, văd o conductă, dar nu știu ce e în ea. În sfârșit, nu cred că e gaz. Dar aici lemnul e la putere, nene. Uite, a ieșit ăsta pe șosea aici. Ia uite și pe la ce palată își face acolo. Cât stați în casă? 48 de oameni. Oleu, ușor, Vasile, că te duci pe contrasens. Highlight Express Internațional. Oamenii de aici cred că sunt destul de simpli, nene. Mi-ar plăcea să stau pe aici. Uite și ăsta de geamul ceva. No, bun, aici trebuie să fac la stânga. E cu stop. Op, 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 op. Dincolo nimic, dincoace eu. Așa încetuț. Ia uite, până sus acolo sunt casă, nene. Oh, foarte frumos. Sigur are și peștiuci pe acolo. Stopul ăsta mi l-a pus mie, mă. Cred că. Opa, ușurel, băieți. Ana, uite marmură din asta, știi? Știi ce tot caut de foarte mult timp? Niște piatră din aia de granit, dar nici prea mare, nici prea mică, nici prea groasă, nici prea subțire. Să îți explic pentru ce. Vreau o piatră din aia de granit ca să, să zic așa, un 30x20 sau un 20x20. Ca să-ți faci o idee ce mi-ar trebui. Pentru când ies afară, outdoor, știi? Când merg la pădure, vreau să-mi gătesc pe ea. Tu-ți dai seama cum iese cărnița pe piatra aia de granit? A? Și cum are și puțină grăsime și se scurge așa grăsimea aia, a? Vai, mama mea! Uite-mă ca o grădiniță, ceva, școală! Magazin mixt. Avem bere la litru și miliția există aici, n-ai să crezi. Oricum, super șoseaua, nene, față de cum era când am fost eu, oi mamă. Foarte faină zona. Păcat, asta, vezi, asta este nasol, că cei de aici nu au ce să lucre, nene, și sunt nevoiți să plece afară, clar. Uite iar din ăsta de pământ. Mamă, și ce trage un din ăla, nene, n-ai să crezi. Opa, Vasilasca, aici ușor, spre Năsăud, Năsăud, D, Năsăud, lunca Ilvei, stânga dreapta și am intrat. Uite pe aici, frate. Market. Oh. Fine, fine. Foarte fine.
mergem la magazin, știi? Ia două, trei pite, că e cald. Și două zile nu mai iese. Lucră pe acolo, prin curte. Autobuzul de școală. Da, oamenii ăștia deja puneau, uite că i-a scos afară pe elevi la sport. Montau ceva în pământ acolo, nu știu ce. Hop, hop, hop. Pericol de electrocutare. Ai, mama mea. Mamă, trecerile astea de cale ferată, nene, te rupe. Ia, uite aici, Vasile. Stai așa. Ai văzut tu? Ce-au văzut ochii noștri? Lemne. Everywhere, lemne. Până când, până când? Ai, shit. Oi, asta n-a fost prea plăcută. Ce pod au făcut? Marele Someș. Păi îți dai seama că este și pește. Ai luat pe peștele din apă, ai luat pe lemnul din pădure, l-ai făcut pe focul și l-ai mâncat pe peștele. Da, bravo. Sigur a fost și pe aici, mă, ceva industrie. Stai tu liniștit că au făcut Ceaușescu de toate. Toată lumea lucra pe undeva, nene. Producea pentru rumanii. Acum suntem producție pentru alții. Na bun, ce să zic, te las. Vreau să mă bucur în continuare de zona asta minunată. Ce scrie aici? Colecția etnografică Gheorghe Nechiti. Cine a fi fost omul ăsta? Bar, n-am. Păi dacă nu e promovat, eu de unde să-l știu, mă, frate? Am ieșit din Ilva Mică, am ajuns la Ozana și Ghișce. Diesel, euro 5, 8 lei și nu știu cât. Vai, mama noastră. Am ajuns aici la Nepos și lai să crezi, nene. Fain aici. Tot aici sunt, aștept clientul să vină. Și vreau să-ți arăt și ție chestia asta. Mamă, tu îți dai seama ce mașină a fost asta? Citroen este. Cred că era din aia cu pe pernă de aer. Și fii atent după atâta timp cum arată vopseaua. Uite, mă, și cargus aici. Un sat destul de liniștit.